Bine ați venit pe pagina Liga Prietenii. Alături de mine este Mari de la FC Colentina. Bună seara! Bună seara! Cum te simți în seara aceasta? Ce pot să spun? Mă simt un pic dezamăgit că nu am câștigat. Am jucat foarte bine, am ratat foarte multe ocazii, am luat bătaie pe niște greșeli individuale, nu colective. În fața porții n-am fost organizat, nu am tras cât a trebuit și când am tras, portarul sau bara a fost împotriva noastră. Ce s-a întâmplat în prima repriză? Părea că vă mobilizați destul de bine în prima repriză. În prima repriză băieții ne-au dat niște goluri, zic eu, din neatenția noastră. După aia am revenit, am fost peste ei. După aia, la începutul reprizei a doua, au început să joace un pic mai bine băieții adverși. După aia noi și până la urmă au ieșit ei învingători, deși cred că meritam cel puțin egalul după cum s-a jucat. Ce credeți că ați avut voi în minus față de echipa adversă? În minus, concentrare. Asta a fost singurul lucru. Creștem de la joc la joc, sunt mulțumit de echipă, doar individual, nu trebuie să mai ținem minge așa mult. Unde îți vezi tu echipa în acest campionat? Din păcate, suntem pe ultimul loc, n-avem nicio victorie în campionat, în cupă am reușit și noi să spargem gheață miercurea trecută. Din păcate, sper să ne mobilizăm. Mie mi-a plăcut, cel puțin jocul din această seară a fost unul frumos din partea noastră. Îți mulțumim frumos, Mare, și te așteptăm la petrecerea de final. Mulțumesc și o să vin. La revedere. O seară frumoasă. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm în continuare pe pagina de Facebook și pe www.ligaprietenii.com. Le mulțumim sponsorul nostru, Cipita Stars. O seară cât mai frumoasă.